banane, ceapă, ciocolată și un pic de prânz. Și nu vă mai găsiți la cozonaci? La totuși a doua zi de Paște și mâncăm și legume. Aveți nevoie de ceva mai ușor? Da, trebuie neapărat. Întotdeauna, după Paște, a doua zi, trebuie să fim mai cumpătați un pic, nu? Cozile de la raioanele de carne sau dulciuri sunt o amintire. Românii au ieșit la cumpărături a doua zi de Paște și au ales să pună în coșuri de data aceasta multe fructe, legume și lichide. Aleg legumele și fructele. Ce preparați astăzi? Cartofi roșii pentru salată. O masă mai ușoară după ce... O masă mai ușoară, da. Păi așa trebuie, să ne liniștim stomacul. Unii au ieșit din casă pentru a face puțină mișcare, dar și pentru a evita aglomerația de la case. Am invitat copiii la masă și pentru că am și un nepoțel, să iau ceva mai special. Ceva mai ușor? Mai ușor pentru copii, da. Ce alegeți? Uite niște, nu știu să știu, niște mezeluri, niște brânzeturi. Legume, fructe, ce alegeți? Sunt niște portocale, niște... Fructe. Fructe. Ce fructe alegeți? Kiwi, grefuri. De ce v-ați gătit la fructe și legume? Pentru că ne-am cam săturat de mâncărele tradiționale. Legume, fructe! Ce se ciuperci? O dăm pe verdituri acum? Ce putem? Ce alegeți, legumele și fructele? Păi după atâta carne, cu toate că noi nu prea am mâncat așa cum mănânc alții de zăduc de ajung la spital. Dar sunt mai... nu sunt ele chiar... de ale noastre sănătoase, dar asta e. N-avem ce face. Merg după masa de Paște? Merg. Cum să nu merg?